și am venit la cel mai mare mall din America Latină. Atenție, cel mai mare mall. Nu știu cum s-a nimerit, am picat și în perioada reducerilor și totul era sale, sale, de la $20, $20, deci... Cred că astea sunt chinezești, Dongfeng. O să mă uit să studiez, dar n-am mai văzut. Uite ce... Uite, Iasmin, cum arată aici, în față. Mamă, dar ce șmecheră e. Cred că astea sunt niște LED-uri, de se aprind. Și am descoperit că la ITV au atenție, este 7%. Și hai să vedem ce bani dă. Uite, frate, dolari, bă! Ia uite-ne la dolari. Incredibil. Deci am putut să scoatem bani și ni s-au dat direct dolari. E, și am ajuns să ne căutăm SIM card-uri pentru că este necesar să găsim în internet și am venit, m-a adus, de fapt Iasmin, că a găsit această informație, la cel mai mare mall din America Latină. Atenție, cel mai mare mall. N-am filmat de pe afară, am intrat direct, dar vreau să vă spun că este, deci, cum să zic, nu este pe înălțime, ci sunt foarte multe hale așa legate între ele. Și vom avea ceva provocări, adică noi... Să nu ne rătăcim. Poate nici nu găsim Kigo. E posibil, da. Nu se știe, dar hai să vedem cum arată cel mai mare mall din America Latină. Ce să mai zăbovim foarte mult? Ia uite, au și cauri pe aici, voi, frate, ești copil. Ne-am intrat bine că deja Iasmin a văzut ceva pe partea de sale. Bien, dar cum vă spuneam, efectiv, cât te uiți încolo, ia uite, văd Victoria's Secret, așa, la prima Columbia. Deci sunt magazine de toate genurile și o să vă mai arătăm așa din mers. Deci, v-am zis, nu e un mall pe înălțime, vedeți, că are parterul și un etaj. În schimb, e foarte lung. Deci, sunt multe hale conectate între ele și chiar o să vă mai arătăm câteva prețuri ca să vedeți cam cum stau lucrurile pe aici, dacă tot am ajuns, să vedem dacă e și o chestie atractivă din punct de vedere al prețurilor. Mama mea, frate, deci aici n-ai cum să zici că, bă, frate, am fost la mall și n-am găsit nimic. Deci, n-ai cum să zici. Oh, uite, au Juan Valdez, cafeaua aia columbiană. Da, da, da. Au și Juan Valdez, am văzut și Victoria's Secret. Mamă, câte lucruri au. Eu am văzut și niște drone pe aici. Nu trebuia mai nimic, dar totuși, poate mi-a ceva, dacă e uite ieftin. Ce drone au pe aici oamenii. Poate e ieftin, haide să-mi cumpăr ceva, poate. A intrat așa ușor, ușor în spiritul Crăciunului. American. Da, în spiritul Crăciunului, în spiritul american, poate în spiritul consumatorismului. Da, o șapcă ca ceva. În spiritul consumatorismului. Hai, să vedem cum e pe aici. Cum ți s-a părut? Nu știu cum s-a nimerit, că am picat și în perioada reducerilor și totul era sale, sale, de la $20, $20, deci deja mă doare capul. Ceea ce mi se pare interesant e că sunt sale-uri înainte de sărbători. Păi perfect, se potrivește perfect. Păi da, dar la noi de obicei sunt sale-uri în ianuarie. Da, adică ai terminat de făcut cumpărăturile și după aia îți dai palme și zici, bă, frate, nu poți, cred că eu de Crăciun acum 5 zile am dat atâta. Exact, vezi? Deci cam, e foarte fain că se întâmplă asta. Ai, Dios mio, que es eso? Doamne, 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 ce este aici? Eu sunt Irina Margareta Nistor, fac traducerile. Deci e toată populația Panama aici. Da, și... e imens. E imens, adică au inclusiv un carusel în mijlocul unei hale, da, mallului. Și e plin de oameni, aici nu se vede câtă zarbă e. Zarbă e pe partea asta. Și încolo sunt magazine pe lângă care am trecut, sunt produse la un dolar. Da, unul cu 99, toată lumea e acolo. Deci da, e înghesuiat. Deci uitați-vă câtă populație trece prin fața noastră. Efectiv, panamezii sunt fierți pe cumpărături, se pare. Vine și Crăciunul și într-adevăr, sunt fierți și pe Crăciun. Iar la secțiunea de mâncare o să ajungem în curând, că sigur o să ne ia și foame. Dar noi ne uitam... Nu, ce să mâncăm, că au numai burgeri. Da, într-adevăr, pe secțiunea de... Popeyes, Burger King, McDonald's, da, dacă KFC... Deci e super American style tot ce se întâmplă pe aici, prin Panama. Subway... Da. Iar să găsim Tigo-ul... Noi am venit ca niște oameni. Am zis, hai, o să mergem și noi la mult, să ne luăm cartelă, să fie ceva legit. Mai bine găseam un mic ghișeu în mijlocul orașului. Doamne, deci uitați-vă ce e și încolo, și încolo. Efectiv... Nu vezi capetele acestui mall. Ce capete să vezi? E uriaș, adică imaginează-ți. Da. E plăcut pe de o parte, dar e copleșitor pe de alta. Și uite totu- un magazin doar cu ghiozdane, ia vine. Ia, noi ne căutăm totuși un ghiozdan. Uite și niște mașini pe aici, niște modele. Nemai, tu știai, Iasmin, modelul ăsta de mașină? Nu l-am mai văzut până acum să... Scrieți-mi și mie în comentarii, ce mașină asta? Seamănă cu Porsche, dar nu știu ce e. Ia, Dongfeng. Seamănă și cu Ford Puma și cu Porsche. Cred că astea sunt chinezești, Dongfeng. O să mă uit să studiez, dar n-am mai văzut. Uite ce, uite Iasmin cum arată aici în față. Mamă, dar ce șmecheră e. Cred că astea sunt niște LED-uri, de se aprind.
Bună ziua. Arată rău de rău, vreau să vă zic, mașinuța aceasta. Da, nu prea se vede în interior. Dar e un jipuleț, așa. Dar după nume pare a fi chinezească. Foarte interesant. Și acum intrăm în căutarea ghiozdanului Salvator. Ne s-a rupt un ghiozdan și trebuie să facem o achiziție. Că n-a fost chiar în zadar. Am găsit și un ghiozdan. Cât credeți că am dat pe un ghiozdan ca ăsta? Uitați-vă ce mișto e, ce material. Chiar e mișto. Foarte tare. Cât e compartimentat, că... drăguț. În condițiile în care noi, înainte de a pleca din țară, ne-am stresat să ne luăm ghiozdane, am mers până la urmă la de la Decathlon. Dar cât credeți că am dat pe un ghiozdan de genul ăsta? Adică ne-am stresat în sensul în care n-am găsit prețuri mai bune da, și mai bune. Da, trebuie să zic că ăsta a fost puțin mai ieftin decât al tău de la Decathlon. Păi asta zic, adică... Și are cam aceleași dimensiuni, compartimentare da. Și chiar e mișto. Deci, long story short, un ghiozdan super mișto, aici a fost 40 de dolari. Ca să nu mai lungim. Al tău a fost 190, cred, de lei. Și ne-am luat cartelă de la Tigo, dar nu de la acest magazin de nu vindeau SIM carduri, am găsit vis-a-vis la Johnny Cell. La Johnny Cell, care părea o afacere de familie, dacă îmi permiți, cam așa părea, că era da. Tatăl, nepotul, unchiul și mai care erau pe acolo. Și ne-am luat iarăși internet de la Tigo, vă zicem informația asta că poate veniți pe aici prin Panama și să știți la ce să vă așteptați. Pare accesibil, adică a fost 7 dolari, SIM-ul plus încărcarea. Deci SIM-ul practic a fost 2 dolari, pentru da. Care a fost 5. Da. Și ai net pentru 7 zile nelimitat. Da, deci, bă, fraților, 7 dolari atenție. 7 zile înseamnă și după aia va fi 5 dolari 7 zile. Da. Deci mai puțin de 1 dolar pe zi să ai internet nelimitat. Mi se pare super ok. Plus câteva atenție, minute și atenție, SMS-uri. Atenție. Deci recapitulăm, 7 dolari pentru prima tranșă, 7 dolari 7 zile. 7 dolari, 7 zile, vă faceți. Dar ulterior, adică... dacă mai iei, vrei încă 7 zile, 5 dolari. Deci, și ia, hai, facem aici speed testul în direct, ca tocmai ce am la carteluța, te uiți și tu aici, ești curioasă să vezi. Vreau să văd înainte. Să vezi înainte și după ea. Ia uite-l. Băi, ești de mâini. Nelimitat. Și nelimitat. Mama deci stă într-un 75-70, băi, fraților, 70-75 de mama megabits mea, pe secundă. Și un dolar pe zi, mai un dolar pe zi și nelimitat. Ola. Deci panamezii o rupe net. Și tot respectul. Mai e și unul în spate care vrea să intre. Care e simpatic, se bagă și în cadru, da. Deci, cum s-ar zice, așa cu ghilimele de rigoare, se merită. Foarte accesibil. Da, super. Acum mergem să mâncăm, hai. Avem aici o chestie neclară. Zici și mie, mai Azmi, ce se întâmplă, că tot am văzut cozi din astea și nu reușesc să înțeleg oamenii. Poate sunt comenzi online. Poate sunt comenzi online, nu? Da. Cred că așa. Da, ai dreptate, că la mai multe magazine am văzut, băi, dar e coadă din asta mare, uitați-vă la ei că sunt. Cum e și la noi, deții de la farmacia TI. Te duci la magazin, care, și îl căutăm și uite, Azmin, aici sunt bancomate și aici și aici. Asta ar putea... Treaba deocamdată cu bancomatele, după ce ne-am furat-o puțin în Columbia, unde am crezut că suntem fără taxe, dar de fapt era cu taxe. Nu, deci doar. N-are rost. Deci Revolutul, ca să știți, nu este neapărat un sistem foarte avantajos. Deși și celelalte sisteme erau destul de păguboase, sfatul nostru este să scoateți banii atunci când îi scoateți în cantități mari. Stai puțin că mi-am amintit ceva care nu are legătură cu ceea ce spuneai tu, dar e o informație foarte importantă. Si. Trebuie să aveți bani mărunți la voi pentru toalete, inclusiv da. În mall-uri. Deci da. Se plătesc, se dau bani, frate, la baie, la mall. Da. Deci, asta a fost o opinie plăcută. Vă dați seama că noi avem nevoie să scoatem bani, dacă nu pentru altceva, pentru toalete, pentru că avem nevoie de mărunți. Da, e un pic ciudat asta, într-adevăr. Dar, revenind la discuția noastră, partea de comisioane bancare, cel puțin și în Columbia și sigur și pe aici, este aceeași comisiune practic dacă scoți o sumă mică sau maximul care îți este permis la bancomat. Da, deci scoateți cât mai mulți bani. Și scoateți maximul, pentru că plătiți aceeași comisiune. Deci ăsta e sfatul nostru. Da. Urmează să facem și de pe aici o retragere de la bancomat, să vă spunem cam care vor fi costurile. Și apropo de costuri, de comisioane, există și Mac Store, unde am intrat mai devreme, n-am filmat, că na, nu prea se putea. Nu se poate, nu? Dacă ar fi să vorbim așa ca local aici. Și am descoperit că la ei TVA, o atenție, este 7%. Dar stai, atât era și în Thailanda.
Nu, în Thailanda parcă era 9, dar nu vreau să mă contrazic. 7 sau 9. Iată, alt magazin, alte livrări, altă coadă. Deci, se și dunează. Se și dunează, nu știu ce se întâmplă, dar sunt pozile astea. Dar unde e mâncare? N-am de, mai în față, n-am trecut, mai în față, mai în față, da. Și, deci, cum vă spuneam, TVA-ul la ei sau taxa, da, este de 7%. Iar și noi... nu e afișată la prețul care e la... Da, deci expus. Prețurile, în general, toate prețurile de la ei nu, nu au taxa afișată. Îți dă prețul fără taxă. Cum a fost și la ghiuzdan, că nu înțelegeam de ce e 42. Da. Și o altă chestie interesantă, dacă ești străin, îți returna un 2%. 3%, dar noi n-am întrebat la ghiuzdan. Asta ne-a zis la Mac. La Mac, la Apple Store ne-a zis că dacă avem pașaportul, avem discount de 3%. Da. Dar asta e de reținut, să știți. Cât de interesant este ce se întâmplă aici cu ei pe partea de taxe și de plăți. Deci mai devreme am văzut oamenii plătesc direct în dolari americani. Deci sunt... că folosesc currency-ul ăsta, da. Exact. Și deci ei sunt efectiv, după dacă ne uităm așa și în Zare, cum se întâmplă pe aici toată desfășurarea, eu am fost prea puțin prin America, adică Las Vegas nu se consideră America neapărat. E un Disneyland pentru adulți, dar în Canada am mai fost și pot să vă spun că stilul îl recunosc. Adică se vede că este un teritoriu destul de americanizat, să zic așa. Bine am pronunțat? Americanizat. Americanizat. Deci e un teritoriu americanizat unde trăiesc și destul de mulți cetățeni americani din câte ne-am informat și o să fac și un videoclip în care o să detaliez, că vreau să mă mai documentez. Este și un paradis fiscal. Trebuie să citesc mai multe, dar e foarte interesant ce se întâmplă pe aici. Și să te văd eu pe tine, Yasmin, cum faci tu slalom pe aici, să alegi mâncare sănătoasă. Oamenii ăștia clar fără din America, după aspect și după ce mănâncă. Adică arătau așa, American style. Hai să vedem la Mega Fresh. Ia, deci cred că tu și încă doi oameni care mergeți la Mega Fresh, că toată lumea mănâncă McDonald's, KFC, Burger King, Popeyes. Eu aș fi încercat la Popeyes, au băgat și în București. Eram curios să văd. Sau uite, dacă vrei, are pas. Oricum, vreau să studiem, eu acum sunt în spate, Yasmin nu mă aude ce vorbesc. Cum ia decizia Yasmin? Deci sunt foarte dispus să vă spun că ea nu se ia decizia până a cumpărat de aici, pentru că se va duce să se uite aici. După ce deci se uite dacă aici, vrei o arepa aici. Cu chestii, nimeni nu cumpără de la arepa, dar e o variantă. Vorbeam despre tine, pe la spate, să știi. Ce cum zice? E tu decizia, Ana, cumpăra ceva? Mă uit deocamdată, mirar. Deci eu, ca să știți, dacă am vreo urmă de foame în mine, trebuie să-mi o drămuiesc. Pentru că până când se va lua decizia ce o să mâncăm, va dura. Dar mie îmi place că de obicei eu, dacă ar fi să iau ce îmi vine în mână, aș fi cumpărat deja probabil de la omul ăsta și poate nu era cea mai bună alegere. În schimb, Yasmin, probabil că o să mă ducă pe la toate aceste magazine. Hai zi mai tău! Sigur că da, cum zicea. Și într-un final vom alege probabil una. Este interesant că iau și plasatori la mâncare aici, gracias. Adică vedeți cum e omul ăsta, vine cu pancarda, ți arată, te agață, aviz, cum era și tipul ăsta, aviz poate celor care sunt din mediul antreprenorial și urmăresc aceste materiale, cam ce se întâmplă în alte țări pentru a convinge clientela să cumpere, să te aduce, să te aducă la magazin să mănânci. Mega Fresh, ia ce au pe aici. Cum e, Zmin? Păi... place, au place. Un combo la $6. Ce are? Un combo la $6. Da. Orez sau paste, un tip de carne, plus nu știu mai ce, plus cartofi. Se începe pare să fie o combinație bună. Bă. Și arată și bine mâncare, n-asta așa. Zici că ești la noi, mâncare ca așa. Nu arată. Și cât costă? Nu cât costă, se poate plăti cu cardul? Dacă se poate și plăti cu cardul, deja poate fi opțiune. Senior, se poate pagar cu la tarjeta? Bisima trecioară, nu americană. Nu americană. E combo de 6 și de $8, ea le explica. Ia uitați, cum vă spuneam aici, deci de Yasmin vorbește să vadă care trebuie. Mă uitam la doamna asta care bani în mână, pregăti niște dolari să plătească. Și domnul acela la fel tot dolari. Deci e plătesc, cum am spus, un dolar american, monedă națională. Nu, pare combo de 6, che esta. Se pare că avem un potențial câștigător acolo. Ce ți-ai, se poate plăti și cu cardul? Da, a zis că doar că nu cu American Express. Ah, ciudat, ok. Pio, pio.
alt brand, altă... Seamănă cu KFC. Seamănă cu KFC, uite, și produsele par a fi mai mari, dacă îmi permiți. Consuo permiso, cum se zice pe aici. Adică pulpele și alea par a fi mai... Hai să vedem meniul de la Mac. Hai să vedem și meniul de la Mac. Barbecue chicken. Asta seamănă cu un corean. Da, cam seamănă corean, combinația asta de alb și roșu. Dar chiar e corean. Da? Da. Au, ce aș mânca un șnițel la corean, cum se numea? Cu kimchi. Uh-huh, arată bine și ăsta. Ia uite-te și credeam aici arată... Credeam că n-avem opțiuni prima dată, dar acum... Bun. Sunt multe opțiuni. Ia uite Mac-ul. Mac-ul, comparativ cu toate celelalte, este, cum să vă zic, bine compartimentat din punct de vedere al spațiului. Adică e la fel de mare ca și KFC-ul. Și... Ia, de curiozitate, cât e un meniu Big Mac, cum e preferatul meu? Nu știu. N-apare, nu știu. Nu înțeleg dacă le-ați meniu sau este sandwich. Păi cred că este doar sandwich la 7 euro. Și meniu unde scrie? Probabil că le poți adăuga extra. Habar n-am. Dar la ei nu prea văd nicăieri să... Nu, e combo, zice Mac combo. Mac combo? Ok. $8 Big Taste. $8 McTasty, Big Tasty fără carton, deci doar meniu? Nu, cred că e cu carton. Cu tot, ok. Deci cam la cam cât e la noi, aș putea spune, nu? Dar vezi că la ei nu au implementat chestia cu din astea, cum îi spune, cu aparat să apeși și să comanzi. Da. Vezi, totul e pe bază de manualitate și coadă, adică digitalizarea la ei nu se pare că este foarte implementată. E cum era la noi acum vreo 2 ani, cu coada aferentă și stai frumos și aia. Ia zi, KFC-ul cum e la preț? Păi meniurile cu sandwich sunt vreo $7. $7, ok. Și boxurile Big Box, nu știu ce, $9, cam scump. Da, și de similar cu România. Mamă, dar uite, coada se duce până... E coada până în spate. Și e plin, bă, frate, uite-te cât aici. Ăsta e Yasmin Food Court. Uite-te și tu ce e aici. Uite, ești tot corean. Asta e tot corean. Dar de unde e atâta atracția lor către coreani? Bine, faza e că bate vântul pe aici. Dar noi, eu cel puțin aș că am fi tentat de un corean, sincer. Dacă e ceea ce trebuie să fie și dacă, atenție, deci dacă mi se dă și un soju. Nu ni se dă soju. M-a câștigat? Cel mai ieftin de până acum, de fapt nu știu, sunt cam asemenea. Ok, Burger chiar King. Nu știu ce dar vezi că și la ei, deci la KFC, băi, fraților, e cea mai mare coadă, incredibil, ca și în România, de altfel. Tu abri câtă lume e. Da, păi să vezi nebunie să găsim o masă pe aici. Mr. Chen, aici e chinezesc. Uităm că de obicei nu prea ne place. Nu la prețul nici la nimic, e foarte spinos. Mr. Chen. Ce zăpăceală. Full pizza, uite, există și o pizzerie. Există și o pizzerie și arată mișto meniul, nu știu cum se prezintă, dar cam pare așa Pizza Hut asta, aș putea spune. Și uite, astea de la Popeyes, cred că vezi, uite și fetele astea ce au pe masă, ăla. Observi? Ce? Uite, fetele ce au pe masă aici, cred că pare a fi de la Popeyes, uite cât am mai... De la ce? Popeyes. Popeyes. Aici, uite, de exemplu, o pizza personală. Da. Și cu un suc, e 5,75. Și cred că rău. E pizza cât la fetița aia din aia. Da, nu sună rău, nu sună rău. Poate fi și aceasta o opțiune, da. Și arată bine, îmi place fontul, îmi place meniul, îmi place cum arată. Ok. Eu să luăm de la două locuri. Da, nu da, și eu la fel, da. Uite, există și Wendy's, parcă și asta e un brand de afară. Da, e tot american. Tot american. Deci Popeyes. Popeyes, vezi? Popeyes e și în România, totuși să nu mâncăm chiar da, de da. Dacă tot încercăm să fie ceva mai... Asta de la Wendy's, vezi, arată tot cu burger, tot cu chestii. Da, nu știu, nu prea mă... Nu prea. Adică ceva nu prea îmi place aici, nu știu ce să spun exact. Nu știu, ori logo-ul ăsta cam mi se pare învechit așa, înăuntru, nu știu, ceva... Nu.
Ok, mamă, este mare, uite ce... Lenos y Cabron. Salad bar. Uite mai zmin, ăsta e... Fripturi. Cu fripturi? Deci de ce scrie salad bar sus? Nu știu. Mare voi. Bun, Dragon Chino. Dragon Chino. Băi, frate, dar frate, mă uit câtă lume. Uite aici business, bă, frate. Uite-te aici business. Toată lumea mănâncă în oraș. Da. Taco Bell, clasic. Deci ce ne-a rămas în minte? Mie pizza. Mamă, da. Acolo și... sunt și înghețate, mă. Deci pizza și domnul de la început cu mâncarea gătită, nu? Nu prea îți plăcea? Nu, pentru că era combo cel mai ok, era ăla la $8, dar la $8 am găsit multe alte opțiuni. Bine, întrerup pentru adresiunea și revenim, să vedem ce aș vrea și eu. A câștigat pizza, o pizza cu pepperoni. Am uitat să-ți spun recent, dar îmi place foarte mult factura ta. Te reprezintă. Dar ce față aveam? Deci eu așa apar pe camera ta. Da. Doamne, deformează un pic, te tragem. Eram așa și deformează poate și un pic, trag de aproape și de aia. Da. Mai încerc o dată filmare. Îmi place coafiura ta. Mulțumesc. Stai. Ok. Și într-un final, aceasta este ziua recoltei. Avem pizza. Eu mi-am luat până la urmă urmei de la oamenii de avea ofertă. Un clasic piure cu niște șorici, porc și banane, combinația zilei. Am tras-o un pic până am reușit să găsim aici un loc unde să ne așezăm să mâncăm, pentru că literalmente nu există locuri. Este un loc, este o zonă foarte mare de luat masa. Noi însă... credeam că cel mai dificil este să găsim unde să mâncăm, dar da, cel mai dificil a fost să găsim unde să ne așezăm. Mă rog, poftă bună și deci cam asta e de reținut. Pizza cât a fost? 5,75 cu suc. Okay. Asta 5,99. Deci undeva cam la vreo $11 aproximativ. Am luat aceste două feluri de mâncare. Nu putem să spunem că e un curs foarte scăzut comparativ cu ce știam în Colombia. Dar este un cost adaptat condițiilor din, nu? Nu e foarte scump. Nu e foarte mult, că dacă mergem la noi la mall, na. Și vrem să vedem câtă lume o să vină să ne întrebe dacă sunt disponibile aceste două locuri. Facem o probă să vedem. Chiar sunt curios. Dacă se vor ocupa. Dacă iau această tradiție, să zicem, al împărțitului de locuri. Că noi nu prea am fost primiți la alte mese. A fost cam complicat. Decidem să scoatem bani și se pare că există o taxă de $5.50. Maxim ne lasă să scoatem $250. Pare un pic, eu citisem că s-a făcut la 6,50 taxa, dar unele bancomate au rămas cu 5,50, deci asta e ok. Ok. Hai să vedem adică dacă au luat banul. Adică e cel mai mic comision pe care poți să-l găsiți 5,50. Este de la Banistmo. Banistmo. Și hai să vedem ce bani dă. Uite, dolari. Frate, dolari, bă! Ia uite, ne-a dat dolari. Incredibil. Deci am putut să scoatem bani și ni s-au dat direct dolari. Dolari din aia americani. Vezi mecheria aici că putem să scoatem bani din ăștia așa, dolari americani, și plecăm în Argentina cu ei. Că valorează de 3 ori. Deci concluzia este că, stai că am văzut o mașină. Ia uite bă, eu vreau să filmez cu niște concluzii cu bancomatul. Și uite cum arată Jet Tour. Ce mașină mai e și asta, băi, frate, uite cum arată. Deci e Porsche toată ziua. Dar vezi ce tare, ce linii miștoare? Da, e mișto. Foarte tare arată mașina și super premium, așa cum... Ia uite, cu asta ascunsă, mâner. Bombă, bombă. Da, deci cum vă spuneam, aici poți să scoți bani în dolari direct. Da, dar nu cred că găsești altceva. Cred că doar monezi mai există Panama. Deci 5,50 a fost comisionul pentru a scoate $250 și nu ne-a lăsat să scoate mai mult. Ei ziceau că 500 te-ar lăsa, dar nu știu de ce, poate pe cardul nostru fi în Revolut, ne-a fi limitat, habar n-am. Dar oricum, comisionul decent, deci nu scoateți $30 că vă ia tot același comision. Nu calculează, din ce am înțeles, nu se calculează procentual, ci se calculează per tranzacție. Da? Și asta este un reminder pe care vi-l dăm pentru a nu pierde bani cum am mai pierdut și noi pe aici pe acolo. E bine de știut. La nici 5 minute de mall am venit să vedem maimuțele. L-am găsit pe ăsta mic pe
pe drum direct aici, servează pe masa liniștit, ne trecem pe lângă el, nicio grijă. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite că sunt, ia uite cât au venit.